Sunt absolut convins că un nativ scorpion ar fi obținut o reducere mult mai mare. Sunt foarte pricepuți la negocieri, din câte cunosc eu. Evident, urmează horoscopul cu Andreea Joița, chiar acum. Bună dimineața și bine v-am găsit! Nativii din Zodia Berbec își vor primi răsplata în urma eforturilor profesionale depuse. Îi așteaptă și vești bune familiale. Taurii se vor concentra asupra familiei și vor încerca să găsească soluții optime pentru situațiile delicate evite. Gemenii nu prea știu ce vor și asta le va crea probleme atât lor cât și celor din jur. Mai multă siguranță de sine se impune. Racii vor fi în centrul atenției datorită umorului debordant. Nimeni nu va reuși să le strice starea de spirit. Ei sunt capricioși și cu greu le veți putea intra în grații, e important să fiți îngăduitor cu ei. Fecioarele sunt stăpâne pe situație, calmul le definește și vor gestiona cu brio momentele tensionate din mediul social. Balanțele se simt în stare să realizeze orice și acest fapt se va reflecta în rezultatele pozitive de pe toată linia. Scorpionii sunt buni negociatori și vor reuși să obțină tot ceea ce își doresc. Săgetătorii sunt verticali și nu se abat de la propriile principii, așa vor face și astăzi când vor rămâne ferm pe poziții în ceea ce privește anumite decizii familiale. Capricornii n-ar trebui să considere că le știu pe toate, mai bine s-ar consulta cu cei dragi înainte de a lua decizii importante de serviciu. Vărsătorii sunt buni comunicatori și ar trebui să profite de acest fapt pentru a-și dezvolta legăturile profesionale. Peștii riscă să facă pași greșiți în ceea ce privește relațiile sociale, așa că atenția și agilitatea n-ar trebui să le lipsească astăzi. Acestea au fost predicțiile astrale.